Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la A Patra Putere. O să discutăm în această seară despre minerit și energie, despre culisele alegerilor din Federația Națională Mine-Energie spre sfârșitul acestei emisiuni, cu acordul invitatului meu din această seară, domnul Dumitru Pârvulescu, președintele FNME. Bună seara, domnul Pârvulescu. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație în primul rând. Multă plăcere. O să discutăm pe larg, pentru că sunt multe informații care circulă, unele confirmate, altele nu, despre complexul energetic Oltenia, despre ce se întâmplă cu complexul energetic Oltenia la finele unui an, nu știu cât de bun sau cât de rău, asta o vor spune cifrele acestui exercițiu financiar. Vom vedea, cred că, la începutul anului viitor, cum a mers complexul energetic Oltenia, compania energetică reprezentativă a acestei țări până la urmă, pentru că dă o treime din energia României. Un pilon important al economiei românești și inima Gorjului, practic. Nu știu ce se va întâmpla fără complexul energetic Oltenia. Nu vreau să-mi imaginez. Eu sper că acest județ va evolua din punct de vedere economic până în 2030-2040, când se prefigurează că nu se va mai produce energie pe bază de cărbune, la fel ca și acum, adică mult mai puțin sau spre deloc. Sper că acest județ să evolueze atât de mult încât să nu mai depindă ca acum de complexul energetic Oltenia. Domnule Pârvulescu, sunteți optimist. Sunt optimist? Da. Păi nu, eu zic sper. Și speranța face parte. Corect. Aveți o speranță optimistă. Dar dumneavoastră nu sunteți la fel de optimist? Nu, sunt realist. Sunt realist pentru că... Adică? Păi, să zic, nu trebuie decât să extrapolăm ce s-a întâmplat în Gorj, pentru că avem aceiași politicieni, aceeași idee de a face politică în Gorj, aceeași lipsă de forță de muncă super calificată, pentru că știți bine că tineretul între 20 și 45 de ani nu prea sunt în Gorj, pentru că n-au avut locuri de muncă și au plecat ori în Occident, ori în alte regiuni ale României care s-au dezvoltat și care le-au permis să-și întemeze acolo o familie. Complexul energetic Oltenia, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că chiar dacă nu s-au prezentat cifrele și strategia pentru acest complex, în momentul în care vi s-a prezentat și dumneavoastră și nouă chestiunea aceea că până în 2026, dacă nu mă înșel, trebuie să ajungem undeva la 600 și ceva de kilograme de CO2 fiecare megawatt, de 0,6 tone, 0,6 și da, în loc de 0,9. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte... Bani foarte mult pentru investiții. Nu, stați că da? Facem investiție de dragul de a face. Rezultă o înlocuire destul de masivă a centralelor pe cărbune cu centrale pe gaz, că asta înseamnă. Centrale pe cărbune, indiferent ce l-ai face, nu pot să coboare după mine sub 0,85. Acum au 0,90 și... În vremuri bune aveau 0,90 de tone. La cele care s-a investit deja. Da, da, da. Deci încoată s-a investit. Investiția s-a făcut pentru a putea funcționa eliminând sulful, eliminând NOX-ul, făcând șlamul dens, retehnologizând puțin tel din ele, deci, dar CO2-ul... Nu ai ce să-i faci, pentru că CO2-ul, vedeți, CO2-ul se poate reduce printr-o tehnologie adecvată minier, adică să ai un cărbune cât mai curat. Da. Și doi, cum să zic, cu ardere cât mai corectă în termocentrale. Dar asta nu face să scadă, după mine, mai mult de 0,85. Faptul că își propun să fie
0,6 și ceva tone pe megavatură, asta înseamnă clar capacități pe cărbun înlocuită pe gaz. Pentru că știți bine, gazul produce, cred că undeva la 0,35 de tone de CO2 pe megavatură produsă. Și până asta așa nu se investesc la fel de mulți bani? Adică să deci în coate se investesc mulți bani. Problema este că o să dispară foarte multe locuri de muncă. Pentru din că știți foarte bine că... În mod special. Neapărat. Pentru că faceți o comparație între ce înseamnă centrala de la Brazi, cea de 860 de MW făcută de OMV, da, și centrale pe cărbune. Să vedeți ce diferență de personal este între, să zic că e similară cu Rovinarii, că Rovinarii are în jur de, în momentul de față mai are 3 grupuri active, că al patrulea se tot recolonizează de ani de zile și probabil că va mai dura. Deci are 3 grupuri de 330, nu cred că merge mai mult de 900 maxim de megawatts. Când merge. Și vedeți că salaria sunt la Brazi, că salaria sunt la Rovinari. Și atunci o să vedeți că și acolo e impactul. Dar până atunci, compania asta are o mare problemă care, din păcate, s-a rostogolit și nimeni n-a văzut-o. Aceea forță de muncă. Forța de muncă, dincolo de faptul că e îmbătrânită, va avea în anii următori o ieșire accelerată la pensie. Lucrătorul din care îl avem acum noi în carierele minere și în termocentrale nu se formează într-o zi, două, trei. Vă referiți la după ce a intrat în vigoare modificările la legea pensiilor? Și asta și chiar fără. Pentru că asta ajută, e o accelerare într-adevăr anul acesta, anul viitor, în 2020, pentru că se întrepătrund trei generații prin faptul că se coboară cu 2 ani vârsta limită de pensionare pentru colegii care lucrează în condiții deosebite. Dar oricum și dacă nu apărea etapizat, începeau să iese generațiile noastre ale decrețeilor, care sunt masive. Sunt de ordinul, cred că spre 800-1000 de lucrători pe generație. Adică vreo 3000. Adică vreo 3000, poate total, mai mult până în 2025. Bun, asta nu este... Și chestia cea mai delicată e că în perioada imediat următoare pleacă foarte mulți. Bine, dacă doresc, pentru că revin și am mai spus-o. Ieșirea la pensie cu reducerea vârstei de pensionar, la fel ca și anticipată, se face la solicitarea salariatului. Nimeni nu te obligă să pleci la pensie dacă tu nu vrei. Dar, ținând cont de condițiile destul de grele, special din zona minieră, și văzând ce se întâmplă în zilele astea, mă îndoiesc că mulți colegi care îndeplinesc aceste condiții cu reducerea vârstei de pensionari vor mai sta pe locurile de muncă. Bun. Nu e un lucru bun până la urmă, e o restructurare naturală a companiei. E bun pentru salariatul care după 35-40 de ani unii de activitate se duc spre pensie. Problema e că odată plecat spre pensie, la fel cum s-a întâmplat și cu restructurarea anterioară cu prepensionare, care a făcut-o prin ordonanța 36, acele locuri de muncă dispar din Gorj. Dispărând din Gorj, dispar anumite venituri în Gorj. Corect. Și automat se răstrânge și activitatea comercială, primăriile au din ce în ce mai multe probleme, vedeți că dincolo de problema aceea nărozească cu mărirea salariilor și asta influențează faptul că nu mai sunt atâția bani pentru a face diverse investiții în comunitățile locale. Stați un pic, a venit PNL-ul la putere ca să, că toți suntem în contextul ăsta, care sunt mai altfel, adică dacă, cât s-a zis, dom'le, până la urmă, cât a fost PSD la guvernare, a ținut aceste locuri de muncă, că e capital electoral, că e și o chestie ceva socială, că ținut, e vorba de le-a ținut situația particulară a Gorjului. Nu l-a ținut, pentru că și pe această perioadă au plecat destul de mulți colegi. Locurile de muncă s-au pierdut. Dar nu, în acest context, zicem că vine un șef la Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și zice, domnule, restructurăm din temelii Complexul Energetic Oltenia. Adică în ce condiții? Închidem toate capacitățile miniere care produc costuri mari. Păstrăm din zona Motul singură carieră, de la Jilț o singură carieră, din zona Rovinari
două cariere. Devine Complexul Energetic Oltenia o companie mai viabilă? Devine o companie redistribuie... cu, devine o companie cu mai puține pierderi, dar nu devine o companie eficientă. Deci două bate. Hai să ne mai bătăm cu apă rece. Chestiunea asta, managerială, care spuneți dumneavoastră, pot să ducă la eficientizarea, hai să zic, de 15%. Da? Domnul Pârvulescu, dar, vă dau un alt exemplu, mai tranșant. De mâine, Complexul Energetic Oltenia are 7.000 de salariați în loc de 13.000. Da. Se închid toate capacitățile despre care spuneam. Da. Cum este compania? Cum e compania? Păi compania e după pierdere. Păi cum așa? Păi domnul Matei, în momentul în care v-am spus că eu sunt vechi mișcarea sindicală, am făcut zeci și sute de programe de eficientizare. Deci la timpul ăla se putea face ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că însemnau eficientizare undeva la 10-15%. Că astea duc aceste măsuri pe care, de care vorbiți dumneavoastră, nu mai mult. În momentul în care această companie plătește numai ca să funcționeze peste 53%, poate va plăti mai mult, 53% din cifra de afaceri ca să funcționeze, pe taxa aceea de CO2, pe certificatele de CO2, cum puteți spune dumneavoastră că dacă eficientizăm cu 15%, compania aia devine eficientă în momentul în care ea deja are o povară de 53%? Uitați-vă la nivelul pierderilor. Deci, în momentul povara în care, va fi în de momentul, 40, de în de momentul 40%. În momentul în care anul trecut, că au fost totuși niște costuri mai jos a certificatelor de carbon decât anul acesta, am avut o pierdere undeva la 33% din cifra de afaceri, gândiți-vă că anul ăsta, eu sunt convins că va fi mai mare. Pentru că e normal să fie mai mare. Pierderea complexului? Păi e normal să fie mai mare, pentru că, revin, certificatele, prețul mediu la certificate e mai mare. Multe certificate nu s-au cumpărat. Nu a fost ca anul trecut. Și anul trecut a fost o mare problemă. Dar anul trecut, în momentul sfârșit de an 2018, se cumpăraseră mai multe certificate pentru că ne permiteam, că erau și costuri mai mult, mergeam și mai bine. Bun. Domnul președinte. Deci chestia asta cu visele astea, că eficient de mâine compania, că dăm afară mii de oameni. Păi domnul a dat Ciurel afară 5.000 de oameni, a eficientizat-o. Păi, pentru că dacă la timpul ăla mintea luminată a lui făcea următoarea chestie, se ducea la Ponta, care era tot puternic, și spunea: domnule, uite, am previziunea asta, că un manager trebuie să prevadă. Da. Uite că în lume se vorbește de decarbonizare, da? Deci erau trasate deja direcțiile pentru tratatul de la Paris. Da. Nu? Și era clar ce face acel tratat. Bun. Păi în momentul în care tu vezi chestia asta în perspectivă, știi că va fi o povară pe industria producătoare de energie din cărbune. De atunci trebuia găsite soluții. Vedeți, noi acum bâșbăim. Am bâșbăit un an cu guvernul PSD, probabil că mai bâșbăim încă un an cu guvernul PNL. Și până la urmă cred că tot aceeași finalitate. Adică, vedeți, finalitatea e simplă cu memorandum. Că luăm niște bani să ne împrumutăm, să cumpărăm, că altfel dacă nu ne împrumutăm, că și aici e o problemă, care mulți nu o înțeleg. Gândiți-vă, hai să presupune că de 2 miliarde de lei. Guvernul României, bine, ne împrumută prin trezorerie, cum spun domnii de la PNL, ca să luăm acele certificate. Păi dacă nu ne-ar împrumuta, gândiți-vă că eu sunt convins că la momentul ăsta sunt peste 10 milioane de certificate necumpărate. Păi le-ar face la 1 mai 2020 să avem o penalitate de 1 miliard de euro. Bun, eu cred că 1 miliard de euro e un piculeț mai mare decât 1 miliard de lei. Și ești obligat, practic, să împovărezi compania cu... Ca să poți să funcționezi, pentru că suntem... Cu dobândă la 1,1 miliarde de lei, decât să atragi... Păi aia înseamnă ceea faliment. Ceea ce spuneți dumneavoastră. Bun, dar, domnul Pârvulescu, dar oamenii ăștia din companie, nu mai există un om în companie care știe, nu știu, și la 3 dimineața, dacă îl trezești din somn, politicile europene în ceea ce privește... De eu sunt convins că le știu. Și ce fac? Adică, păi, doamne, se vorbea de mult că, doamne, facem un birou la uitați, Viena și unul la Bruxelles. Ce facem cu... Nu știu, doamne, să stea niște știți, oameni acolo. Au fost la un moment dat când căzuse foarte mult prețul la energie, dacă vă ceți aminte că dumneavoastră de porcerea vorbiseți. Deci până în 2016.
Că în 2016 s-a modelat un piculeț de legea energiei, dar n-a mai permis să se vândă energie cu minus 10 lei. Da. Atunci a revenit un piculeț sistemul energetic, atunci a ieșit Hidro din insolvență, nu datorită maestrului Borza, toată lumea știe păi chestiunea asta. Păi la asta mă refeream, domnule. Asta deci, să știe. Păi uite, un lichidator judiciar care a restructurat Hidro deci, electrica să... și... Păi știți ceva? Ia uitați-vă la indicatorii Hidroelectrica. Întrebați-vă cum de a ajuns acea companie în insolvență. Nu cum a fost scoasă. Bun, discuția este mai lungă și privind insolvența Hidroelectrica și ar trebui luate toate dosarele de la DICOT. Deci, ceea ce se întâmplă la noi, la este în oglindă. Da. Adică, o companie care are o rată de profit undeva peste 30%, e poveste, putea să-l pună pe oricine din penagigel din piață și o scotea din insolvență. Pentru că e simplu să scoți din insolvență o companie care are un randament atât de mare a capitalului pe care îl are. Hai să fim serioși. Da. Pe când are, revin, e povara, e politica europeană de carbonizare, e ceea ce spune și actualul guvern, pentru că, vedeți, în programul de guvernare există două chestii mari și late. Una, decarbonizare, vis-a-vis de noi, decarbonizarea și a doua și mai gravă este accelerarea interconectivității României cu celelalte țări. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că nu o să mai avem capacitate maximă de 2100 de megawatts, o să avem de 6000. Și atunci mai discutăm de cărbune. Păi ar trebui să discutăm, domnul președinte, pentru că acționarul acestei companii, acționarul majoritar, da, este statul român. Prin Ministerul Economiei. Și ce face statul ce a făcut pentru... V-am spus eu. Păi toți specialiștii asta... de la ministerele care au fost economiei, da, energiei, acum iar economiei, bă, nu i-a domnul dus Matei, capul să facă ceva Matei, pentru firma statului. Domnul Matei, să știți că și asta e o mare problemă în România. Dincolo de faptul că, hai să zic că depindem și de capacitatea managerială a ministrului. Faptul că au plecat multe minți luminate din ministere și în locul lor au venit, știți dumneavoastră cine, da, a dus la un grad scăzut de profesionalism acolo în minister de alea. Plus că sunt convins că sunt interese pe diverse nișe, special pe chestia de energie, care au tot interesul să-și tragă spuza pe turta lor. Pentru că e una să faci lobby tu ca și companie cu grămadă de pierdere și alta companiile care sunt și ajutate de legislația europeană și au un randament un piculeț mai bun. Bun. Am văzut recent, cred că o paralelă pe Facebook între CEO și o firmă din similară din Germania, făcută de un domn care a lucrat în sistem. Știu, i-am răspuns și eu, domnul Șarapatin, dar i-am răspuns. Păi cum se poate așa ceva? Adică de ce în Germania se poate Hai să vă spun de și ce. În România nu se poate? Să spun de ce. E chestia de tehnologie. Tehnologie nu înseamnă numai ce știu unii, adică a se escava. Tehnologie înseamnă de la structura zăcământului, la utilajele care le folosesc, la perfecțiunea personalului, că aia lucrează cu utilaje și la felul cum escavezi. Da. Păi în momentul în care stratele în zona Olteniei sunt așa cum sunt, calitatea cărbunei e așa cum e, pentru că germanii de regulă, în Germania, ca și în Polonia, predomină cărbunele brun, care are o putere calorică undeva cu 20% mai mare. Da. Bun. Doi, stratele acolo au așa dimensiune și sunt astfel alese și astfel de tehnologia făcută de zeci de ani, încât nu o să vedem utilaje îngropate în nămol. Sunt utilaje care funcționează permanent. Eu acum am avut șansa, acum vreo 15 ani, să visez cariera Laubach. Cariera aia funcționa decât cu 1400 de salariați și dădea 14 milioane de tone, cât dădea SNL-ul pe timpul ăla. Păi și la noi de ce nu se poate? Păi stați să vă zic de ce. Asecaseră înainte de a începe perimetrul acum nu știu câți ani înainte. Doi, escavau cu utilaje de 6300 care produceau 200.000 de metri cu pe zi, nu pe lună ca noi, da? Și după ce escavau undeva cu 4 escavatoare 180 de metri, era strat de 40 de metri de cărbune compact și mergeau continuu două utilaje, unul activ și unul rezervă.
Bun. A, vedeți? Păi, stați un pic. Nicio deci nu putem compara chestiile astea. Nici o minte luminată din sistemul energetic românesc nu l-a dus căpuțul să facă ceva. Doamne, că zice, vrem o țară ca afară. Păi hai să luăm modelul ăla. Corect. Unde funcționează cel mai bine industria extractivă? În Germania sau în Polonia. Da. De ce nu luăm modelul polonez? Dar revin. Nu sunt aceleași. Hai să facem ca ăia. Ascultați-mă, nu sunt aceleași condiții de strat. Au și ei. De exemplu, dar cred că s-au închis în RDG cariere care erau, hai să zic, similare cu carierele noastre bune din Oltenia. Am înțeles. Dar au și vârfuri pe care noi nu avem cum să le atingem pentru că v-am spus. Da. Strat am înțeles. Compact și fără apă la dimensiunea nouă o să avem în veci în Oltenia. Da. Deci să vorbim în concret, pentru că se uită oamenii la noi și zic, bă, ce ăștia vorbesc despre Germania pe aici și pe noi ne arde buzunarul că vine Moș Nicolae, pui mâine și Moș Crăciun peste două. Vis-a-vis de ce se întâmplă luna decembrie. Nu. Dar? Ce considerați dumneavoastră că s-a întâmplat bun în anul 2019 la Complexul Energetic Oltenia? În ceea ce privește salariații, în primul rând. Păi, în ceea ce privește salariații, o știe toată lumea. Dar s-a întâmplat datorită presiunii făcute de salariații, în special de colegii din partea minieră. Pentru că chiar dacă... Hai să zic, în 2017-2018 salariații au mai recuperat ceva din pierderile din anii anteriori, deci din 2014-15-16, că au fost pierderi și au fost pierderi mari, special în 2015. Anul acesta, prin reacția solidară a colegilor din partea minieră, s-au câștigat două chestii extraordinare, care în altfel de chestiune nu se puteau câștiga, pentru că noi am făcut și greve normale, astea după legislația românească. Pentru că legislația românească, fac aici o paranteză, la astfel de greve va da naștere, pentru că chiar dacă au încorsetat salariații prin legislația muncii guvernul Boc, și în special pe chestia de conflict de muncă, să nu prea mai poată să-l facă, sunt situații, cum a fost și la noi în iarnă, cum a fost și la alte entități, când, cum să zic, pierderile unității sunt mult mai mari atunci când se întâmplă o astfel de chestiune. Protest spontan cu încetarea lucrului. Punct. Bineînțeles. Și asta a dus la cele două chestiune, și nu să mai le amintesc. Acea, grosomodo, 1000 de lei pe brut, pentru că aia s-au luat-o muncitorii, nu vorbim de cel de categorii, că sunt unele care n-au luat, și acele voucher de vacanță, care se perduse în 2015, pentru că știți că până în 2015 noi beneficiam de bilete de ordine și tratament. Corect. Aveți să reproșați ceva conducerii Complexului Energetic Oltenia în acest an pentru activitatea din acest an, strict? Sunt multe de reproșat, dar când te duci pe o direcție dintre aceasta, e posibil la un moment dat să te trezești că mai sunt și alți vinovați colaterali. Pentru că știți dumneavoastră la fel de bine ca și mine că foarte multe chestiuni care împiedică activitatea din Complexul Energetic Oltenia sunt chestiuni de la nivel guvernamental, hotărâri, diverse ordine date sau nedate. Și mă refer la celebra întârzierea chestiune. În procesul legislativ privind asta nu le mai vorbim. Expropriările și așa mai departe. Întârzierea cu memorandumul acesta care aici e o discuție. Dom'le, e memorandum sau e o schemă de sprijin? Eu nu înțeleg, adică eu deci, sunt în guvern. Jurnalist. În guvern. Da. La fel cum a intrat anul trecut în septembrie și anul ăsta tot un memorandum va fi. Un memorandum prin care anul trecut s-au limitat decât la a garanta statul împrumutul care s-a luat. Și n-au mai făcut pași următori, sau cel puțin au făcut în acel mecanism de sprijin, dar de unde noi știm decât că se va reduce CO2-ul la un moment dat, care va însemna clar reducerea activității miniere. Și probabil că și anul acesta, cu câte mai repede, cu atât mai bine, se va aprobau un memorandum în guvern care ne va permite nouă ca și societate să luăm acel credit, pentru că noi nu mai putem lua acum credite, nu mai avem ce garanta, pentru că avem garantate toate utilajele, avem garantate și contractele de energie, după ce împrumuturi avem până acum. Așa este. Plus că
sperăm ca într-un timp cât mai repede să se pună în practică mecanismul PSD-ului sau mecanismul PNL-ului vis-a-vis de viitorul apropiat al nostru, că l-a îndepărtat, e foarte negru. Bun, am înțeles. Deci, în spațiul public ies politicieni și zic, va fi aprobat memorandumul în următoarea ședință de guvern pentru ca complexul energetic Oltenia să poată accesa acel împrumut de la trezoreria statului, managerul complexului vorbește totuși despre o schemă de sprijin. Deci mecanismul ăsta, v-am zis, nu știu probabil exact, da, că va consta după mine în ajutoare de stat, ajutoare de stat care se dau doar atunci când tu ca și companie te restructurezi. Da. Și în momentul în care am discutat, că și dumneavoastră ați auzit și eu am auzit, de reducerea cantității de CO2 pe megawatt-oră produs în 2026 la 600 și ceva de kilograme sau 0,6 și ceva tone pe megawatt-oră, e clar că se vor produce mutații în zona asta. Dar nu suntem nebuni să credem că nu. Am înțeles. Deci nu aveți nimic concret de reproșat conducerii complexului energetic Oltenia, directoratului? Păi, sau... știți, astea sunt chestii de, la nivel macro. La nivel micro sunt. Sunt o serie de chestiuni care se pot reproșa. Începând de la banala întârziere multianuală a echipamentului de individual de protecție. Nu e tocmai asta, banală, e o chestie... Știți, banală ca și bani. Da. Deci cum să zic, eu nu o să înțeleg niciodată cum se rostogolesc chestiunile astea și ne trezim în decembrie că s-au întârziat licitații, că s-au... și nimeni nu răspunde. Dar minerii în ce se îmbracă acum? Deci șubele deci, anul trecut, mai au echipamente, da, sunt o parte din echipamente care au ajuns. Deranjant este, v-am zis, că ne ducem până pe ultima zi ca să luăm echipamentul care trebuia să luăm în anul acesta. Pentru că nu sunt sume colosale, sumele de echipament. Da. După aceea, chestii de, ce spunea și dumneavoastră, chestii stricte de tehnologie, chestii de reparații și revizii care nu s-au făcut la timp. Chestiuni și cea mai delicată și o chestie multianuală, iarăși, e chestia aceasta de neurmărire în dinamica personalului. Adică, bă, frate, iese Pârvulescu la pensie din poziția aia. Eu am om să-l pun în locul lui. Și vă dau exemplu, că vorbeam de ieșirea asta accelerată până în septembrie 2021. Să dea Dumnezeu să fie și după. Dar trebuie să modificăm și actuala lege care a dat-o guvernul PSD prin doamna Olguța Vasilescu. De la rovinari am văzut că o să plece 250. Rovinari e perda coroanei de la noi din CEO. Pe da. Cu cine locuiește 250 de oameni? Chiar dacă oprez, de exemplu, o carieră... Sau în energie vorbiți? Nu, domnule, termocentrala rovinari. A, termocentrala, da. Da. Presupune că îi duc mâine. Păi mâine nu pot să-i fac pe aia care ia în momentul de față, în afara ariei termocentralei, să fie la calitatea celor 250 de salariați care pleacă. Da. Dumneavoastră, ca lider de sindicat, vă reproșați ceva în acest an? Pentru activitatea din Bine acest an? Bineînțeles că sunt multe. Sunt multe pentru... Și în primul rând, sunt chestiuni care sunt greu de rezolvat. Adică chestiunea aia de a încerca să ne ascultăm unii pe alții. Pentru că marea problemă a mișcării sindicale, și am mai spus-o și chiar dacă deranjez pe mulți, e faptul că vor să vorbească toți și nu ascultă nimeni. Din păcate, mulți vorbesc mai prostii. Pentru că și concret, ce vă reproșați? Deci îmi reproșez că nu am fost mai maleabil cu colegii din celelalte federații pentru a încerca să concretizăm o structură sindicală care să poată să facă ceva pentru salariați. Pentru că ceva mai mult. Pentru că în situația asta cu federațiile 1, 2, 3, 4, cu diverse activități a unor sindicate din federațiile astea care sunt aproape independente de direcția federației, chestiile astea nu duc decât la lucruri rele, pentru că nu poți să ai o reacție care să fie luată în seamă de guvernanți. Uitați-vă, e sindicatul care l-avem noi în federație, sindicatul Muntele.
cu probleme mult mai delicate acolo. Prin faptul că e sindicat majoritar și reprezentativ, la Hunedoara, da, au putut să-și impună anumite chestiuni. Nu este vorba și de fermitatea liderilor, domnul președinte? Ca să discutăm așa, fermitate, Frank, în discuțiile cu administrația. Câteodată, păi dacă țipă odată câmpean la ăia de la complexul energetic Oltenia, nu e chestia de țipat. Se cutremură geamurile pe acolo. Nu e chestia de țipat, că știu pe Darius destul de bine. Nu da. Prin țipat își rezolvă problemele, ci prin faptul că administrația și guvernul percep monolitul ăla sindical. Deci în momentul în care te duci într-o companie de asta mare ca a noastră și vezi așa numă grupulețele, răzlețe, care fac câteodată bâză unii de alții, care fac anumite jocuri într-o parte sau alta, normal că tu ca și administratorul, ca și ca guvern, dumneavoastră ați făcut jocuri? Niciodată și nu o să fac. Nu, domnul președinte, doar de acest an. Deci eu vorbesc de acest an, nu. Ce joc o să fac? Apropierea față de PSD în acest an, poze cu toți miniștrii. Nu, stați un pic cu asta, am spus-o și ori, PSD care au venit prin județ sau pe la Parlament. Da. Deci încă o dată am spus-o nu și... Nu, adică nu e ca un reproș. Nu. E ca și să ne înțelegem. Le-ați postat deci, pe Facebook. Deci da. Nu am postat niciodată. Uitați-vă că eu n-am postat nimic pe Facebook. Nu dumneavoastră, colegii dumneavoastră. Că e treaba lor, dar eu sunt obligat atunci când cineva face ceva pentru membrii mei de sindicat, indiferent de unde vine, să răspund afirmativ unor cereri. Deci niciodată nu o să-ți facă cineva ceva gratuit. Bun, și după ce v-ați dus și v-ați pozat cu un ins, vremelnic ministru, da, stați un pic, da. V-a promis ceva. Nu că n-a făcut... I-ați tras de mânecă? Vă referiți la domnul ministru al muncii? Orice, da. Păi nu, păi stați puțin. Ministrul muncii, să zicem. Cu dânsul de când ne-am întâlnit, atunci în iulie, dacă nu mă înșel, după ce guvernul PSD dăduse aviz negativ la o lege inițiată de și trecută de Senat cu majoritate covârșitoare, inițiată de PSD, normal că a fost adus aici de conducerea PSD Gorj pentru a discuta. Dar ați văzut și dumneavoastră ce discuție a fost. Da. Deci, avem un nu telefon. Aia a fost poza. Avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Da. Alo. Dacă aveți să-i adresați o întrebare a domnului președinte, vă rog, sunteți în direct. Da. Domnul președinte. Da. Să trăiți cu respect. Sănătate. Și dumneavoastră și organizatorului. Vă ascultăm. Vă rog, ce ați făcut dumneavoastră? Alo. Vă ascultăm, puneți întrebarea dacă doriți. Domnul președinte, ce a făcut pentru mine la viața dumneavoastră? Cine da. Sunteți? Cine sunteți? Domnul președinte, ce ați făcut la viața mea pentru mine? Excavatorul de 2000 și toate au fost aduse de mine. Ah, stați că știu cine este. E domnul Șomoldoc, cel cu probleme de sănătate. Da. Da, domnul Șomoldoc, dacă mai aveți o depus o întrebare, dacă nu o să vă răspundă domnul președinte după ce încheiem legătura cu dumneavoastră. Eu sunt Șomoldoc, am adus excavator de 2000. Da. Da, am înțeles. Mai aveți vreo întrebare? Mulțumim pentru telefon. Dacă puteți răspunde. Mulțumim, păi, scurt, colegii. Dacă poate și în asta situația dumneavoastră. Știu. Are, bun. Dânsul l-a ajutat compania cumva? A plecat colegii. În 97. În 97? 97 în 97? 97 cu ordonanța. Deci gândiți-vă că nu mai este... A plecat de la Rovinari. Da. Eu n-am nicio tangență ca și președinte de sindicat cu acea carieră. Pentru că știți foarte bine, până de curând a fost președinte la cariera peșteană. Da. Deci eu nu aveam cum să-l ajut din fondurile sindicatului de la Peșteana, pentru că fondurile unui sindicat sunt pentru membrii săi, nu sunt pentru terțe persoane. Mai mult, la federație când am
A ajuns președinte, cu ce să-l ajut? Cu minusul? Da. O să venim și am făcut un dosar către directora, din păcate a rămas în aer. Da, din păcate. Pentru că nu era, cum să zic, pe regulament. Știți foarte bine că noi dăm pentru salariați și de asemenea dăm pentru rude de grad 1, dar pentru boli foarte grave. Corect. Cum e și cazul dânsului. Da. Dar dânsul, nefiind, neavând pe cineva în companie, nu aveam cum să extrapolăm acel regulament. Da, cam asta e problema. Poate o să discutăm într-o seară separat despre acest caz. Dar problema știți care este? Cazul dânsului se multiplică în sute de cazuri. Deci cazuri mult mai grave, cazuri de colegi, am un coleg la sindicat de bază pe care i-am ajutat. Din păcate au avut destin destul de crunt. Au murit puțin, până la urmă. Puțin, zeci. Din cauza zeci. Problemelor de sănătate căpătate din acum nu știu dacă cauza știți muncii ceva, nu neapărat pentru că grele. Sunt destul de multe persoane care n-au legătură cu activitatea minieră și s-au prăpădit. Da. Deci nu putem spune că activitatea minieră generatoare de boli incurabile. Am înțeles. Acum, pe repede înainte, ziceți-mi cu fondul de salarii, că văd că domnul Boza zice că anul trecut salariații au primit câte 700 de lei din economia la fond. 760 net. Bun. 1315 brut. Da. Acum vom calcula cât va fi, atât va fi împărțit salariaților, așa cum s-a întâmplat în fiecare an. Păi chestiunea însă e simplă, domnul Matei. Vă rog. Din păcate v-am spus, e chestia de lipsă de nu vreau să jignesc, de cunoștințe minime la foarte mulți colegi. Păi în momentul în care bugetul e public, da? Da. Știm care e fondul de salarii programat prin buget, da? Bun. De asemenea, administrația a pus la 10 luni o sumă care s-a consumat, care e 100% reală. Da. Și a extrapolat pentru noiembrie și decembrie niște sume. Că ori fi reale, că nu ori fi reale. Dar cert este că din diferența între suma aia programată din buget și cele trei sume, consumatul pe 10 luni, noiembrie plus decembrie, nu rezultă o sumă foarte mare, că nu era greu lui unul și lui altul să facă niște calcule simple. E chiar simplu, dar nici da. Nu poți să o arunci pe piață că e 2 lei, pentru că sumele alea previzionate noiembrie și decembrie pot să mai suporte niște mutații. Și în funcție de ce se ia prima acum, în decembrie? Deci nu are legătură prima aceasta de 1100 cu tichete gado cu fond de salarii, că nu e din fond de salarii. Am înțeles. E din altceva. Dar eu vorbesc funcție de cum se lucrează. Am că sunt unii care lucrează mai ortodox, alții mai puțin ortodox. Cum adică? Adică sunt colegi care sunt mai apropiați de șef și programează 7 sâmbete și duminici, sunt alții mai puțin apropiați și programează decât 2 sau 3. Înțelegeți? Cum se practică așa se ceva? Practică, se practică. Bineînțeles că se practică. Adică ăia păi, iau un salariu mai mare, că se duc. Bineînțeles, bineînțeles. Bine că vin și pe chestiile alea, că mai sunt situații în care spun, domnule, n-a vrut să vină sâmbătă și duminica asta decât Tixulescu, el n-a vrut să vină. Și sunt și cazuri de astea. Acum nu știu dacă asta se poate extrapola la toată situația generală a companiei. Dar cert este că sunt 2 ani care nu se pot compara vis-a-vis de rezervă la fond. De ce spun chestiunea asta? 2018 a fost un an în care, după mulți ani, s-a pus ceva la fondul de salarii. Acum, eu nu știu dacă, din start, acel plus a fost și băgat în salariile colegilor prin cele două negocieri. Știți că s-au dat două sume. Da. Prima chestiune. A doua chestiune. În 2018 au fost 200 de colegi, că a fost concurs, știți că au fost 400-500 care au dorit să plece, dar 200 s-au încadrat și au prins ordonanța 36. Ce se întâmplă? Ca să-și lungească acele venituri, dânsii au mers medical aproape până la finalul anului. Da. Față de anul acesta în care nu s-au atins cei 200 de salariați, n-a mai fost venit de completare, deci colegii care au plecat imediat, n-au mai stat în medical. Da? Plus că au rămas din start vreo 60 de locuri nebugetate pe care a trebuit să le plătim, compania să le plătească, plus că activitatea, în special din zona minieră, nu s-a mai desfășurat în același program ca în 2018. A fost datorită
probleme cu fronturile, au fost multe cariere care au lucrat 7 zile aproape tot anul. Am care înțeles. A dus la acel consum. Mai avem câte? Dar revin, sunt chestii care nu trebuie decât să faci 3 adunări, 2 scădere și să-i împarți, că nu e mare filozofie, ce dracu, ca să vezi cât e. Bine, încotă, cu o moderație, v-am spus, pentru că sunt sume care pe noiembrie și decembrie s-au preliminat. Nu sunt sume exacte. Domnule președinte, puteți să le garantați oamenilor care fac parte din sindicatele afiliate FNME siguranța locului de muncă în complexul energetic Oltenia în 2020? Adică doar la anul viitor. Deci colegilor de aici, da. Și știu asta de ce răspund așa ușor. Dar nu garantez păstra locurilor de muncă, care nu s-au păstrat până acum. Chiar dumneavoastră spuneați că o să vină un guvern, că probabil că așa o să vină, și o să facă acel mecanism, da? Care mecanism în sine va însemna și reducerea locurilor de muncă. Deci ca să fiu mai... Deci oricum anul viitor... mai clar. Da. Anul viitor... Anul viitor vor pleca la pensie mai mulți oameni decât au ei în programul de restructurare. Uite, discutăm și în... peste un an, să vedeți dacă nu e așa. Deci nu, deci salariații complexului pentru 2020 nu au locurile puse în pericol pentru că... Pentru că majoritatea... Pe cale naturală pleca, se va face restructurarea companiei. Pe cale companiei. Naturală, datorită pensiei care accelerează și rapid, vor pleca. Pentru că dacă o să mai stea după acea vârstă colegi care sunt în activități nu foarte grele, cei care lucrează în condiții grele, periculoase, vor pleca fără... Deja sunt. Deja cred că la sindicatul meu de bază în ultimele săptămâni au plecat cred că vreo 6 colegi. Și de-abia au început să-și ia adeverințele să le ducă la casa de pensii. Am înțeles. Că nu mai stau pentru că totuși activitatea e foarte grea. Vedeți? Și faptul că sunt din ce în ce mai puțini oameni pe locurile de muncă, nu sub limita de personal. 2. Vârsta e destul de înaintată. Păi în momentul în care vorbim de o vârstă medie de 50 de ani, gândiți-vă acolo, sunt colegi care au 55 de ani. Cum să mai facă colegii dintr-un echipaj cu o medie de vârstă de 50 de ani, ce făceau acum 10 ani când aveau media de vârstă de 40 de ani? Pentru că totuși sunt condiții foarte grele de muncă, special în zona minieră. Da. Și de asta zic, foarte mulți, chiar dacă ei spun că nu vor pleca nici jumătate, părerea mea că vor pleca destul de mulți. Dar salarii mai obține ceva drepturi la negocierea contractului colectiv de muncă în primăvara anului viitor? Deci eu sper să obținem, dar de obținut vom obține tot așa prin scandal permanent. Pentru că dacă ne uităm pe legislație, știți dumneavoastră foarte bine ca și mine ce ne dă legislație. Din punctul dumneavoastră de vedere și din... pentru că sunteți toată ziua în contact cu lumea de prin companie. Da. Și nu numai de prin companie. Îl schimbă PNL pe domnul Boza? Deci vă dați seama că asta e întrebarea de mama Omida. N-am de unde să știu eu așa ceva. Cum să nu știți? Haideți să fim serioși. A, dumneavoastră sunteți în opoziție acum. Că dacă PSD e în opoziție și dumneavoastră sunteți în opoziție. Nu, pentru că și nu aveți de unde niciodată. Să știți. Eu întotdeauna stânga a spus că-s de dreapta și dreapta că-s de stânga. Și nu m-a deranjat. A, v-ați deci, complăcut Nu m-am complăcut. Nu. Deci încă o dată, eu m-am făcut treaba mea de sindicale și nu m-a interesat politica. Nu mă interesează nici acum și nu mai. Dar, am mai spus, în momentul în care cineva va face ceva cât de mic pentru oamenii pe care îi reprezint, voi răspunde pozitiv atunci când respectivul mă va chema la o întâlnire. Cum adică? Cum? Deci n-am înțeles. Deci, v-am spus, nimic în viața asta nu se face gratuit. Da. Da. Să nu credeți că politicienii fac gratuit ceea ce fac. Chiar minuscula asta a legea pensiilor. Da. Mai avem puține minute, vreo 14 până la finalul emisiunii și o să discutăm despre alegerile din FNME. De astăzi, într-o săptămână, vor avea loc alegerile. Pe 10 decembrie se întâlnesc cei din FNME, delegați de la toate sindicatele la Olănești, da. Nu? La Râmnicu Vâlcea, câți delegați vor fi? Deci, în mod normal, trebuie să fie 143.
143 de sindicaliști își vor alege președintele la... Bine, sunt colegi care vor veni prin mandatare. Da. Pentru că avem această posibilitate. Nu toți pot să-și permită să vină... Da. Și atunci avem în statut ca sindicatul respectiv, în organele de conducere, poate să mandateze pe cineva care să voteze numele sindicatului. Pentru funcția de președinte candidează domnul Dumitru Curvulescu, președintele în funcție al Federației Naționale Mine Energie, domnul Nelu Roșca, actual vicepreședinte, și cam atât. Se mai poate înscrie cineva până marți, până marțea viitoare? Numai dacă Congresul aprobă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, federația nu e sindicat. Deci federația e compusă din sindicate. Sindicatele hotărăsc. Exact cum într-un sindicat toți membrii din sindicatul ăla hotărăsc ceea ce face sindicatul, la fel și în federație, acolo unde membrii sunt sindicatele, sindicatele hotărăsc. Dacă sindicatele vor hotărâ în congres, pentru că congresul e forul cel mai puternic de conducere, cel mai... atunci se poate orice. Ok. Dar atâta timp, vă spun, atâta timp că sindicatele prin colegiul director au hotărât acest program, e puțin probabil ca cineva să mai schimbe acest... Luni seara aveți colegiul director? Da, e normal. Întotdeauna înainte de congres avem un colegiul director care precede acest congres. Se prefigurează din nou scandaluri cum au fost în 2013, parcă, la Petroșani? Unde? N-a fost tot congres și colegiul director? Sau doar colegiul director atunci? Deci, dumneavoastră, vă referiți la ianuarie 2014. 2014. Da, dar, hai că nu suntem copii. Nici eu, nici dumneavoastră. Știți foarte bine că până la acel Consiliu de Coordonare, că n-a fost congres, erau foarte multe jocuri făcute. Deci se știa cine pleacă de-a dreapta și de-a stânga lui Rușeț. Deci să nu credeți că s-a făcut așa în ziua respectivă. Deci eu din mișcarea sindicală... Toată chestiunea asta s-a lucrat tot anul 2013. La ce s-a întâmplat în 2014? În 2014, în ianuarie. Și acum s-a lucrat anul ăsta pentru ce se va întâmpla duminică? Nu, știți ceva, nu mai e important. Deci atunci marea chestiune era debarcarea cumva prin dosare sau prin băieții care au plecat așa la dreapta lui Rușeț, al lui Condescu. Aia a fost toată chestiunea. Pe când acum și ceva. Deci atunci erau panduri, erau anumite chestii. Eu cred că am mai povestit asta. Eu oricum nu înțeleg nimic din... Deci în momentul de față sindicate v-am spus mai sunt decât orgolii. Bun, stați un pic. Știți de ce? Am participat în 97, cred. Da. 98. Intrasem în presă de puțină vreme la niște alegeri. La Casa de Cultura Sindicatelor Târgu Jiu. Alegerile cui? Alegerile nu mai țin minte, am uitat. Oricum a venit domnul Condescu din calitatea dumnealui de atunci de președinte al CNCSMR. Da. Erau alegeri ceva la motu. La motu. Și au făcut aici. Nu, domnul, stați un pic că mă greșesc. La USMO au fost alegeri. UFSMO, îi zicea atunci. Da, Uniunea Federațională. Și era domnul Gegău, domnul Mihu, erau atunci în conducere, nu mai țin minte cine. Da. Domnul Vulceanu, cred. Da. Și domnul Coteț, domnul au venit Grijoabă. Atunci din zona Motru niște sindicaliști puși pe harță, în frunte cu Temelescu, Fluierătorul, Zăbavă. Și s-a creat un scandal, dar am zis că se iau la bătaie. Da. Deci un scandal uriaș acolo, cu țipături, cu urlături. În final, a ieșit tot cine trebuie. Și totul s-a calmat. Și când au ieșit liderii la declarații, eu nu știam ce s-a întâmplat aici. Am asistat la o piesă de teatru sau la ceva. Vedeți, că tocmai de asta mă întreb. Nu mai înțeleg, deci, nu știu niciodată ce se întâmplă în mișcarea sindicală. Indiferent că e piesă sau nu. Așa. La timpul ăla. Așa. Și, cum să zic, tăiem la o parte calitatea unor lideri de la timpul respectiv, faptul că erau uniți era un avantaj. Da, erau uniți la vremea aia minerii. Bun, la președinte candidați dumneavoastră și domnul Nelu Roșca. La vicepreședinte?
Păi sunt multe funcții de vicepreședinți? Fiecare... S-au înscris? Da, s-au înscris. Mai mulți decât e concurență? Nu, mai mulți decât locurile? Nu, pentru că v-am spus. Deci, în momentul de față, sindicalismul nu mai este o chestiune care să atragă așa de mulți oameni. Uite, și vă dau un exemplu. Acum câțiva ani, la sindicatul meu de bază, mă rugam de ei să candideze după ce m-au ieșit liderii la pensie, bine, forțați de acea restructurare, și nu prea găseam. Pentru că nimeni nu mai... Colegii, să veniți să îi prindeți la valier la domnului președinte, dacă nu se descurcă, pentru că e... Stați că vin colegii imediat și o aranjează. E important și pot să vă și spun de ce. Am o întrebare, două întrebări de baraj pentru domnul președinte Pârvulescu. Ok, da, s-a depus. E o situație complicată oarecum la Federația Națională Mine Energie. Nici nu mai știu dacă atunci când a fost ales domnul președinte Pârvulescu a avut un contracandidat, însă înainte de alegeri cu o săptămână se întâmplă. Oare unele... chiar nu vă faceți aminte că a fost bătălia Olteniei cu restul? A candidat domnul Nica. Pârvulescu cu domnul Bebe Nica din Valea Jiului. Era și șeful sindicatului Uriaș, sindicatul Muntele la vremea respectivă și totuși domnul Pârvulescu a fost ales ca președinte al FNM. Însă acum se bat doi lideri de la noi, de aici, de la Motru și de la Peșteana, așa cum vă spuneam, Nelu Roșca și Dumitru Pârvulescu. Întrebare. N-avem de ce să ne bat. Întrebare. Și pe ce să ne bat? Pe o funcție importantă. Care funcție importantă? Dumneavoastră chiar cred... Președinte al Federației Naționale Mine Energie. Deci federația asta nu mai e federația de acum câțiva ani când avea 100.000 de membri. Mai avem 6 minute și aș vrea pe repede înainte. Vedeți voastră, în momentul în care am preluat această federație, da, cred că mai aveam 6.000 de membri. Și pentru că știți ce s-a întâmplat în anii. Mai avea 6.000 de membri și datorii câte? Mai multe decât azi. Mult mai multe. Ați mai achitat din datorii? M-am achitat, m-am înțeles, am făcut niște protocoale cu cei care erau. Certă-se că am achitat datorile la stat, care erau cele mai importante, datorii de la impozite locale, care la fel erau destul de importante. Ne-am achitat de datoria către Confederația, de unde facem parte, către Cartel Alfa. Da. Mai avem procesele pierdute pe timpul fostei conduceri cu compania care sume foarte mari și le-am reeșalonat, că n-avem ce să facem. Sunt procese pierdute și asta complexul energetic Oltenia. Da, da, da. Și trebuie să dați bani. Păi le dăm, ce să facem, asta e. Dar pe ce erau procesele? Pe debarcader, pe sediu de acolo. Pe sediu, da, de chestia că fostul președinte Condescu a subînchiriat și a pierdut procesul, nu mai discut. A spus și dumneavoastră că televiziune implicați acolo, vezi că nu știți, nu erați dumneavoastră la TV3 la timpul ăla. Mai aveți acțiuni la Hotel Mina? De deci la Hotel Mina, federația are 15% și avem impozitele plătite, că și acolo am avut o serie de ani în care nu se plătise. Ce se întâmplă cu imobilul ăla? Că e practic a fost lăsat în paragină. Că imobilul ăla are o situație destul de delicată, pentru păi că de exact ce spuneți dumneavoastră, păi acționarul, partea cea mai importantă e la CEO, o altă parte importantă e la USMO, o altă parte importantă e la Pandurii. Păi n-a cumpărat CEO de la Pandurii? Nu. Nici de la... CEO a cumpărat de la Olsermin. De la Olsermin, doar atât. Pentru că la timpul acela știți ce s-a întâmplat? Olsermin a fost o firmă socială în 2000... Că trebuie să repetăm și pe asta, trebuie să o spunem. În 2013, dacă nu mă înșel, toți politicienii, toate primăriile au venit cu salariații, au angajat, după care Ciurel n-a mai făcut contract. Conducerea de atunci a fost obligată să le plătească preavizul și gândiți-vă la 600-700 de salariați să le plătești preavizul fără să ai un ban,
că, normal că nu atâta timp că s-au încheiat contractele, da, și alte chestii, s-au dus la... Metzermin e o firmă socială? Metzermin e o firmă creată în 2002. Nu mă interesează prin externalizarea... este sau nu este? Nu, e socială pentru că până la urmă prestează un serviciu pe care oricum Minprest? Eram obligați... Minprest e o firmă socială? Da. Okay. Hai să zic că da. De ce s-a retras domnul Bădița din... De ce și-a retras candidatura de la postul de vicepreședinte? Nu știu, e întrebați-l pe dumnealui. Cum nu știți, domnul vicepreședinte? Da, nu știu, pentru că sunt chestii personale. Nu s-a întâmplat astăzi? Ba da. Da, v-a adus la cunoștință? Bineînțeles. Și ce? Care a fost motivația? Sunt chestii care nu se pot spune aici. Dar care a fost motivația? Deci, v-am spus, eu a fost o chestie personală a dumnealui și o să lămurim fără, dar oricum, domnul Bădița rămâne în federație fără probleme. Stați liniștit. Păi nu, dar nu a mai cam și-a retras deci, candidatura. Deci, nu știu ce s-a întâmplat, o să îl chemați, o să vă explice dumnealui. Nu e normal să vorbesc eu în numele dumnealui. Vă citesc un titlu. Vă rog. Cred că ne mai dau da. Colegii câteva minute. Dacă administrația și politicul nu se amestecă, alegerile de la FNM vor fi corecte. Este corect titlu? Nu. Ați simțit că se amestecă administrația da, și politicul? Da, dar problema e că n-am nicio putere în momentul de față. Nu, ați simțit că se implică da, dar n-am administrația? Nicio... Nu administrația. Politicul? Da, dar n-am nicio chestie. Cum? Să se, să se amestece lor, politicul? Să fie sănătoși. În alegerile să de la FNM. Să fie sănătoși. Încă o dată, federația asta nu mai e federația de acum 5 ani. Ca să nu spun de acum 4 ani. Înțelegeți? Scrie, deci cine scrie? Contează foarte mult mutația asta care s-a produs în federație. Ia uitați, scrie gorj24.com. Problema este da. Că în ultimii ani unii lideri de sindicat din complexul energetic Oltenia au tot cochetat cu administrația și cu partidele politice. Da. Și așa mai departe, partidele astfel a apărut un fel de frăție politico-sindicală, care s-a împletit cu relația strânsă a sindicatului cu administrația, dată fiind postul de inspector social. Hai să o lămurim și pe asta. Așa. Hai să o lămurim, pentru că încoată, vedeți, sunt oameni care vorbesc de lucruri pe care nu le știu. Eu am tot spus-o și la televiziune, nu știu dacă la dumneavoastră. Domnule, faptul că Pârvulescu, de eu vorbesc la mine, e inspector social, nu îi se datorează lui Boza sau altcuiva. Deci Pârvulescu a avut un proces cu Ciurel care a desfințat acest post, am câștigat în instanță și au fost obligați, așa cum de altfel s-au desfințat zeci de posturi abuziv în societatea noastră sau alte societăți, să mă încadreze pe acel post. Punct. Am înțeles. Cum deci nu vorbesc că... de alții. Da. Deci cum vorbesc de mine. Cum ați simțit că s-a implicat politicul acum? V-au sunat să vă retrageți candidatura? Nu. Informații pe surse. A, nu ați simțit nimic nu. Concret păi, că dar la mine cine să ar încerca e, să încă v-am facă spus. Ceva? Deci eu n-am partipriuri cu nimeni. Bun. Deci de asta nimeni nu o să spună nici din dreapta, nici din stânga ceva către mine de a face ceva. Pentru că dumneavoastră, chiar dacă spuneți că am fost postat de diverse persoane împreună cu politicieni, deci de la mine nu ați văzut vreo comunicare în sens de a spune unui coleg sau unor colegi să boteze într-o parte sau alta. Da. Ne scrie un domn pe Facebook. Rezolvați discriminarea făcută lucrătorilor din termorovinari. Am pierdut 3 ani de grupă după care s-a revenit. Ce dovadă mai clară de discriminare ca asta? Ai grupă până în 2014, o pierzi 3 ani, apoi revine pe același loc de muncă. Ne scrie, da. Suntem deci știu că sunt, colegul meu Mitrescu are în instanță astfel de chestiuni și sper să le rezolve. Ultima întrebare. De altfel, haideți să facem și o mică chestiune, pentru că tot dumneavoastră media a spus de acea extraordinară intervenție a domnului Iovan vis-a-vis de oficiu pentru... Da. Domnule, asta e, frecția la picior de lemn. Păi, pentru că văzut, știți când am fost discriminați, dar rău, de toți salariații de către Ciurel, a mers federația noastră la acel oficiu pentru cum a treia discriminării, am dus drafuri de dosare dar pe legislație și pe realitate. Păi și a dat 1000 de lei amendă lui Ciurel, adică banii de semințe pe 2 zile. Am înțeles. Ce invitație aveți la... Păi, în primul rând, invitații sunt, că suntem în federație, membra cartelului Alfa, vor fi biroul executiv al cartelului Alfa.
și deci din administrația și complexului energetic. O să aveți? Invităm și conducătorii, directorii, președinții de directorat sau directorul general, că sunt și sisteme de conducere în unui stat. De la toate unitățile, dacă de suntem obligați. Adică deci vine domnul Hosu? Deci domnul Hosu vine sigur. Am înțeles. Că revin. E o activitate sindicală. Dacă domnii din conducerea unităților vin, îți bineveniți, dacă nu vin la fel. E treaba dumneavoastră. De asemenea, o să invităm și ministrul. Mă, nu știu, dar vine sau nu vine. Care, pe care ministru? Pe domnul Popescu. A, pe al economiei. Bineînțeles. Da. Păi nu suntem, deocamdată, pe cine să invităm? Da. Că pe acolo nu prea e nimeni, scăsuțe. Ultima, adică nici căsuțe nu sunt. Ultima întrebare. Vă rog. Îl mai aveți, domnule, pe domnul Marin Condescu, președinte onorific al FNM? Nu. Cum nu? Nu. Păi cum, i-ați retras acest titlu? Nu, domnule, deci o dată Consiliul de Coordonare al Federației de acum 2 ani au hotărât să elimine acel articol. Deci domnul Condescu nu mai este președinte de onoare al Federației. Deci Consiliul de Coordonare al FNM deci Consiliul în de... urmă cu 2 ani? Ascultați-mă, da? Păi și noi de ce n-am știut până acum? Va intra dumneavoastră. Adică nu mai există dacă vă statut... uitați, dacă vă uitați pe site-ul Federației, nu mai vedeți pe domnul Condescu. Păi m-am uitat pe site-ul Federației, dar aveți un site al Federației prăfuit, știți care e chestia? Găit, la, gândiți-vă și dumneavoastră. Este vechi deodată cu internetul, știți, cred. Gândiți-vă la următoarea chestiune. Da. Federația noastră, de regulă, ia 2 lei pe fiecare salariat, că nu suntem federație de aia cu parandărăt. Știți că sunt și federații care au 7 lei pe membru. Nu știu. Da. Aflați de la mine. Da. Ok. Gândiți-vă și dumneavoastră că din 2 lei trebuie să plătim datorii de 3 lei. Și atunci dumneavoastră vorbiți de site-ul ăla prăfui. Gândiți-vă că totuși, din aia 2 lei, cheltuind 3 lei, bine, metaforic spun, și totuși ținem și site-ul ăla prăfuit. Am înțeles. Deci nu mai e Marin Condescu președinte onorific al FNM. I-ați desființat funcția, practic. Nu. Stați puțin. Dar cum? Deci, domnul Condescu avea articol în statut prin care îi conferea acest titlu. Așa, singur, nu? Nu. Deci a fost o hotărâre a unui consiliu, nu știu din ce an, care i-a conferit acel titlu prin articolul respectiv. Deci tot Consiliul de Coordonare care are atributul de a modifica statutul a eliminat acel articol. Am simplu. Înțeles. Deci nu e o funcție aleasă, stabilită, tabu sau... Bun. E ca orice alt articol din statut. Se poate modifica de cei care l-au votat anterior. Pe câte voturi vă bazați din cei 143 de delegați? Eu? Da. Pe multe. Pe cele mai multe? Adică pe majoritatea? Sigur. Pentru adică că veți câștiga detașat? Până la urmă, cei care sunt acolo, în primul rând, vedeți dumneavoastră, federația asta s-a ținut cu prietenie, nu s-a ținut cu bani. Deci e greu să fii într-o situație financiară ca noi și totuși să ai reprezentativitate, să fie lângă tine sindicate puternice și să mergem în continuare. Bun. Pe drumul ăsta pe care am început de mult. Chiar ultima întrebare. Încercați să-l convingeți pe domnul Roșca să-și retragă? Nu, dar n-am de ce, pentru că candidatura? Haideți să ne înțelegem. Seara, să zicem. Domnul Claudiu, să ne înțelegem la un lucru. Vedeți dumneavoastră, deci indiferent de ce credeți dumneavoastră despre mișcarea sindicală, liderii de sindicat care candidează la o federație, că de regulă la federație candidează lideri, dar nu poți să candideze membru simplu că nu are susținere, sunt puși de sindicate să candideze. Pentru că Pârvulescu sau Roșca nu poate să candideze nume propriu la acea funcție. De sindicatul propune pentru a candida la funcția respectivă. Mai susțineți acea teorie conform căreia dacă nu câștigați dumneavoastră, federația se va rupe? Da, e foarte probabil pentru că revine. Sunt chestii de prietenii. Care e posibil prietenii să plece. Și dacă va câștiga Nelu Roșca, nu va reuși să consolideze relațiile? Nu știu. Deci eu vă spun chestiunea mea vis-a-vis de colegii care îmi sunt și prieteni. Deci e puțin probabil ca unii colegi care îmi sunt prieteni să mai stai. Pentru că au stat pe prietenie, n-au stat. Și v-am mai spus, federația asta nu prea le face mare lucru la unii care sunt sindicate reprezentative și sunt mulți. Deci afară de Oltenia și de Hidroserv, toate celelalte sindicate sunt sindicate reprezentative. Da, e acolo în companie.
Mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Totuși am omis să vă... Domnul Ciolacu, l-ați invitat pe domnul Ciolacu? Domnul Ciolacu? Da. Nu, poate alții. Domnul Ciolacu este președintele interimar al PSD. Domnul, v-am mai spus, dacă domnul Ciolacu... Poate alții? Ascultați-mă, da. Dacă domnul Ciolacu va avea inspirația ca să facă modificări în legea pensiilor, asta lui doamna Olguța, și din 2021, de la 1 septembrie, colegii să aibă aceleași condiții de pensionare ca acum, cu dragă inimă o să-l invit. Da. Sau o să merg. Mulțumesc. Dacă voi fi invitat. Mulțumesc mult de tot încă o dată și succes să aveți... Dar eu sper că și actuala putere să facă pentru noi, pentru că și dânsii au promis și au avut inițiative și sper să le ducă la finalizare. Da. Succes în alegerile de marțea viitoare, domnul președinte. Mulțumesc mult încă o dată. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine seară. Vine aici Nelu Roșca, contracandidatul domnului... Dumitru Pârvulescu, colegul domnului Dumitru Pârvulescu. Urmează știrile Tele3 acum și Eugen Măruță la dilemele zilei. Toate cele bune!